de PSD, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, l-au prezentat pe Cătălin Cârstoiu, viitorul candidat la Primăria Generală a Capitalei. O ședință cu scântei, pentru că au fost acolo și cei care au pierdut candidatura, Gabriela Firea și domnul Burduja, și care, potrivit unor surse, au primit propunerea de a fi șef de campanie pentru domnul Cârstoiu. În continuare, mașina care l-a adus pe medicul Cătălin Cârstoiu se află în fața guvernului. Motiv să credem că domnul Cârstoiu nu a părăsit până în acest moment clădirea Palatului Victoriei. Am văzut plecând însă pe Lucian Bode, era și domnul de la agricultură, domnul Barbu, care a plecat și dânsul. În fine, toată floarea politicii astăzi în fața candidatului comun. Dar atunci când stă de vorbă cu politicieni, textul e același, nu s-a schimbat, nu putem confirma, nu putem infirma. E incredibil până unde se întinde această interdicție a membrilor celor două partide de a comenta candidatura independentă a medicului Cârstoiu. E o chestiune pe care o constatăm. Independentă în fiecare de PNL și PSD. Independentă, păi cu ghilimele de rigoare, domnul Dorobanț, mulțumesc că ați rămas. Da, dar problema e că și Nicușor Dan e independent, susținut de alianța. Dar măcar opoziția a avut curajul să ne spună de acum câteva săptămâni. Da, domnule, noi susținem pe Nicușor Dan. Ar putea să vină și PSD și PNL, partide la guvern. Să nu uităm. Dar probabil că nu vor exista declarații nici după această întâlnire. Sigur, e șocant, sigur, poate părea sfidător, dar e foarte posibil să nu existe declarații, pentru că liberalii au vrut să se ducă într-un conclav la sediul partidului lor și să discute acolo despre ce au auzit astăzi, de parcă ceva s-ar mai putea juca. Asta e întrebarea. Jocurile au fost făcute de mult și oamenii ăștia sunt adepți ai teatrului mut, sau în continuare se mai negociază ceva? În continuare cineva încearcă să schimbe, să vină cu un element necunoscut, un element surpriză, emoțional în toată povestea asta. Ce vă surprinde? Și apoi îi salutăm și pe invitații de la această oră. Mă surprinde că au luat-o și pe Gabriela Firea și pe domnul Burduja și au luat acolo scace ca să-i pedepsească, să le arate, uite, ne bate în joc de voi, noi îl vrem pe ăsta. Voi stați aici ca martori. De ce i-au mai chemat pe ăștia doi? Pe cei nominalizați până acum că ar participa. Poate că n-ar fi fost surprinzător. Până la urmă, partidele sunt despre solidaritate, despre muncă în echipă, doar că declarațiile Gabrielei Firea de până acum au arătat faptul că a fost rănită, s-a simțit rănită, s-a simțit trădată, a vorbit despre Marcel Ciolacu ca despre un om care a renunțat prea repede la susținerea ei. Deci, din nou, jurnaliștii n-au speculat. Da. Jurnaliștii au avut ceea ce le-a spus doamna Firea. A avut vreodată Gabriela Firea susținerea lui Marcel Ciolacu? Asta e o întrebare. Vom vedea ce se va întâmpla. Jocurile nu sunt făcute și pacea nu s-a instituit în partide. Părăsim puțin sfera politică pentru că dați-mi voie să-i mulțumesc profesorului de economie, Cristian Păun. Bună ziua, domnule Păun. L-am auzit. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Sper că ne auzim. Da, vă aud. Da, l-am auzit ieri pe ministrul de finanțe, domnul Boloș, lăsând așa să se înțeleagă că ne îndreptăm către o creștere a taxei pe valoare adăugată. O chestiune care, sigur, ne-ar întrista pe toți cei care suntem copleșiți de prețurile mari din România, mai ales categoriile defavorizate, pensionarii, chiar și unele aripi ale sindicatelor care se plâng că li s-au promis măriri, cum e cazul colegilor domnului Dorobanțu, dar n-au primit nimic încă de la guvern. Guvernul pare amabil, sociabil, dar până să dea mai durează ceva. Ce ar însemna o creștere a TVA-ului? Cât de departe credeți că suntem de acel moment? Din punctul meu de vedere ar fi făcut-o anul acesta. Doar an electoral? Da, doar că fiind an electoral, au amânat-o pentru anul viitor și în plus de asta au evitat-o la maxim, pentru că pe TVA avem acel gap de TVA, adică mai mult de jumătate din TVA-ul pe care îl colectează nu rămâne în contul statului, se regularizează, se întoarce înapoi pe diferite motive către cei care sunt plătitori de TVA. Și până nu rezolvăm problema gap-ului de TVA, care este partea cea mai importantă din așa zisa evaziune fiscală, cu siguranță TVA-ul, majorarea TVA-ului rămâne o problemă.
până la urmă, având în vedere acest gap de TVA, dacă ei au nevoie, să zic, de o creștere a TVA-ului cu 1%, pentru că există acest gap de TVA, probabil creșterea va fi de 2%, pentru că jumătate din TVA-ul ăsta scapă statului și nu ajunge într-un final în contul statului pentru acoperirea deficitului. Deci au evitat această chestiune cu TVA-ul, ei au îmbrăcat-o într-o altă variantă, și anume taxa pe cifra de afaceri, care este o taxă ce dublează TVA-ul, și TVA-ul este tot o taxă pe cifră de afaceri pentru plătitorul final de TVA, adică consumatorul, și au mai făcut încă un lucru, apropo de taxa aceasta pe cifră de afaceri, au renunțat încet, încet la acele praguri de TVA, adică au adus tot TVA-ul la 19% pentru multe dintre produse, asta însemnând de fapt o majorare a TVA-ului, deci au făcut deja o majorare de TVA și o TVA peste 19% prin acea taxă pe cifră de afaceri. Dar adevărata măsură va fi majorarea TVA-ului și eu cred că am spus-o, cred că și la dumneavoastră, de vreo două ori, argumentul va fi că avem cel mai mic TVA din Uniunea Europeană. Exact acest lucru l-a spus domnul Boloș ieri. Exact. Adică parcă mă cita: domnule, trebuie să mărim TVA-ul, că avem cel mai mic TVA din Uniunea Europeană și trebuie să-l mărim. Problema mare este că, din păcate, iar eșuăm în majorări de taxe, fără să facem reforme. Adică noi ar trebui totuși să ne ocupăm de reforme, nu de majorări de taxe. Și să venim în primul și în primul rând cu acele economii la bugetul statului pe care le obținem din reforme. Reforme însemnând reforma administrativ-teritorială, însemnând digitalizare, însemnând până la urmă reducerea aparatului de stat prin eliminarea celor instituții. Privatizare. Nimeni nu discută de privatizare. De exemplu, avem companii de stat vreo 900. Domnule profesor, până la reforme, de care e clar că cel puțin pentru moment nu sunt capabili, rămâne puterea de cumpărare a românilor, care este foarte scăzută, rămâne această creștere mare despre care vorbim în fiecare zi a prețurilor, cea mai mare, cea mai mare dinamică din Uniunea Europeană, și tu vii și crești TVA-ul. Adică asta mi se pare, la ce se gândesc? Sigur, până la urmă inflația este tot o taxă și este chiar o taxă destul de greu de evitat, mai ales de către cei săraci. Este o taxă la taxă, pentru că inflația de anul acesta de 7% se adaugă inflațiilor din anul 2023, anul 2022. Este o taxă foarte greu de explicat oamenilor că este o taxă și este și o taxă care nu se votează. TVA-ul va trebui să-l votăm. Pentru TVA va exista un cost electoral, cu siguranță, pentru că el va trebui supus votului democratic. Asta este un alt motiv pentru care majorarea TVA-ului se întâmplă la anul, nu se întâmplă anul acesta, pentru că normal ar trebui să treci TVA-ul respectiv prin Parlament. Deci, ca să o spunem pe aia dreaptă, și inflația este tot o taxă. Acum, că va înlocui inflația, va fi înlocuită de TVA, până la urmă românul tot va plăti, fie TVA, fie inflație, el plătește toată această amânare a reformelor, toată această ineficiență a statului, toți acești bani pe care îi cheltuiește statul în numele nostru, dar care bani întorc prea puțin pentru noi ca bunuri publice de calitate. Și atunci, până când nu rezolvăm risipa, până când nu ne modernizăm, până când nu scăpăm de aceste scurgeri de resurse în diferite direcții, avem probleme. Da, pe surse aflăm că în momentul acesta ministrul de finanțe poartă negocieri pentru legea salarizării. Nu știm bine cu cine negociază domnul ministru, dar cu sindicatele, poate nu cu dumneavoastră, domnule Drobanțu, cu alte sindicate. Vom încerca să aflăm mai multe despre chestiunea asta. Cu toate sindicatele, pe ce noi nu suntem angajați? Păi înțeleg că dumneavoastră v-ați dus ieri la Ministerul Finanțe și nu v-a primit nimeni, nu? Nu, m-a chemat domnul ministru, n-am vrut să discut cu domnia sa, pentru că n-aveam ce să discut cu domnia sa, pentru că vreau doar o informație din Ministerul de Finanțe. Dar cum naiba să discuți de o nouă lege a salarizării când tu n-ai aplicat-o pe actuala lege a salarizării? Noi, polițiștii militari și polițiștii penitenciari, nu suntem încă pe grila maximă a actualei legi a salarizării unitare. Cum să discuți o altă lege a salarizării când tu n-ai aplicat-o pe actuala? Nu este puțin absurd așa?
Ce vrea domnul Boloș să facă? Multe sunt absurde. Să ne trimite la Ministerul Muncii, că trebuie să vorbim cu doamna Bucura Oprescu. Că ne-ar bucura doamna Bucura Oprescu să discute cu noi aplicarea în integralitate actuale legea salarizării și după aceea să o discute pe următoarea legea salarizării. Poate se duce la avem un profesor de economie aici, domnul profesor, ne poate să plece unii din guvern. Unde să plece? Doamna Bucura Oprescu vrea să plece la Bruxelles. Da. Doamna Goriu la fel la Bruxelles, dar noi cu cine rămânem? Noi cu cine rămânem aici în țara asta să ne ducem povara asta a taxelor mari, a impozitelor mari, că știți care e situația, dacă salariul rămâne constant, în timp ce inflația, cum spunea domnul profesor, crește alarmant, prețurile cresc alarmant, TVA-ul crește alarmant, tot noi din salariul ăla plătim. Dați-mi voie să-l salut. Domnule Păun, vă voi ruga să rămâneți puțin alături de noi, pentru că suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă la guvern, acolo unde nu s-a terminat încă această ședință a coaliției. Am văzut doar câteva dintre mașinile prezente acolo, părăsind reuniunea, l-am văzut pe domnul Bode plecând, dar sunt în continuare indicii, pentru că evident jurnaliștii sunt ținuți departe, e o ședință cu ușile închise. Cine a rămas domnul viitor candidat la primăria capitalei? Cu domnul Cioracu. Da, dați-mi voie să-l salut pe domnul Adrian Vigheciu, este consilier general la primăria capitalei. Bună ziua, domnule Vigheciu, mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Bună ziua, domnul Cristoiu, nu Cioracu. Da, domnul Cârstoiu a rămas cu domnul Ciolacu, nu? Sau a plecat și domnul Cârstoiu? Ce ne puteți spune? Nu știți. Câte ședința nu s-a încheiat până la momentul de față. Păi și PNL-ul de ce a plecat? Da, și domnul Bode de ce a plecat? Că l-am văzut plecând. Păi, probabil că au continuat să rămână și la dumnealor președinții de organizații locale. Aha, cum ar fi domnul Burduja și ceilalți, nu? Domnul Burduja, domnul Tuță, domnul... Ne puteți confirma că vă știm om serios, domnul Vigheciu, ne puteți confirma dacă au primit această misiune de a fi șef de campanie pentru noul candidat, domnul Cârstoiu, Gabriela Firea și Sebastian Burduja? Din punctul meu de vedere, în orice moment al unei campanii electorale, valoarea primă intrinsecă a rolului de președinte de filială este și acela de a coordona campania și de a se implica primul în lupta politică. Păi, dacă tot... Cumva venea la pachet poziția de președinte al PNL București cu acela de a coordona campania din partea PNL-ului la nivelul Bucureștiului. Păi da, acolo, mă rog, da, la PSD, unde doamna Firea a fost așa supărată și... Și Burduja la fel. A fost supărat Burduja? Nu prea. Nu e și... Nu arată, dar... Da. E ca și cum eu v-aș nominaliza pe dumneavoastră câteva săptămâni de zile și după aceea vă pun să coordonați campania mea. Păi nu există subiectivism aici, domnul, adică nu sunt și rănit în orgolii. Ce se întâmplă cu Gabriela Firea? I-ați acceptat această postură de șef de campanie al domnului Cârstoiu sau nu? Dacă dumneavoastră a acceptat, eu nu știu până la momentul acesta, dar repet, atâta timp cât dumneavoastră ei coordonează filiala PSD București, cu siguranță se va implica și va da dovadă că e un om de echipă și... Deci nu candidează independent? Eu vă spun la modul cel mai sigur că nu cred că Gabriela Firea ar face lucrul ăsta. Este un om de construcție, este un membru al Partidului Social Democrat încă de când a început activitatea politică. Eu nu cred că ar face lucrul ăsta, cu atât mai mult cu cât este o persoană care are 50 de ani, deci are tot viitorul în față. Da, dar în prezent spune că domnul Ciolacu n-a susținut-o suficient. Nu este pentru absolut nimeni digerabil o asemenea postură. Adică care, până la urmă, ce postură? La Firea a fost vârful de lance al opoziției în București față de Nicușor Dan. Era o persoană care stătea foarte bine în sondajele de opinie. S-a preocupat de filiala București în tot acest răstim de opoziție. Păi și dacă nu e digerabil, de ce nu va băga și pe dumneavoastră cineva în seamă să vă asculte punctul de vedere pe dumneavoastră, nu personal, cei care susțineți această chestiune indigestă? Păi știți cum e, noi am susținut punctul nostru de vedere în speță Gabriela Firea, liberalii au susținut punctul lor de vedere în speță Sebastian Burduja. Și ce a zis Iohannis? În povestea aia când... Și Iohannis ce a zis? Cauți Iohannis, ce a zis? Voi vă certați? De unde vine, domnul Vigheciu, de unde vine propunerea Cătălin Cârstoiu?
La modul onest, cred că din sondaje. Eu am mai spus... Cred că din Cotroceni. Păi, noi am stat de vorbă și cu Inscop, zice că nu l-au măsurat. Am stat de vorbă cu Avangard, ei nu l-au măsurat. Poate ori fi alții care l-au măsurat. Acum am Claus Iohannis. Să știți că partidele colaborează nu de puține ori și știți foarte bine lucrul ăsta și cu operatori care lucrează predilect pe zona privată. Adică e posibil să fie și niște cercetări sociologice făcute din zona aceea. Unde? Nu sunt de stat, nici Avangardul domnului Pieleanu, nici în scopul, nu sunt instituții de stat, sunt private. Păi eu nu am zis că sunt... Care cred că a fost sondajul împăratului. Am înțeles. Acum am înțeles. De exemplu, oameni care fac cu predilecție făcuți grupuri pentru firme, care fac campanii pentru operatori privați, așa am spus. Este un moment foarte important în acest mandat al lui Nicu Șordan, la care am asistat îndeaproape în calitate de membru al Comisiei de Urbanism a Capitalei. La un moment dat, medicul Cârstoiu, după ce a tăiat panglica de... început al programului PNRR, dacă vă aduceți aminte, s-a întâmplat acest lucru chiar în spitalul pe care îl coordonează, pe un proiect de câteva zeci de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea spitalului municipal. Dumnealui în persoană a venit și a susținut cauza necesității unui plan urbanistic zonal pentru acest spital, care să fie susținut de primarul Nicu Șordan și votat, bineînțeles, de Consiliul General. Și trebuie să vă spun că lucrul ăsta nu s-a întâmplat nici până astăzi. Adică există o interferență. Da, dar e prea subtilă toată treaba. Adică nu ne-am fi gândit. Nu ne-am fi gândit că dacă domnul Cristoiu s-a supărat atunci că nu i-a aprobat Nicușor, intră în luptă acum. Da. Eu văd că o încăpățânare în reconstrucție, care din punctul meu de vedere a fost un leitmotiv al actualului primar general, poate fi combătută pe un caz punctual și de aici să încep să construiești un narativ că există și o viziune care mai degrabă... Aveți nevoie de o poveste, că n-aveți deloc povestea asta. Până acum aveți numai povești cu lamentări, cu oameni din partide care se simt trădați, care se simt nedreptățiți. Asta e povestea până acum. Dar, mă rog, poate că va apărea și o altă poveste. Cu punctul dumneavoastră de vedere până într-un anume punct, și anume acela când ieșim cu toții în București și vedem care este situația pe stradă, în parc, cu clădirile cu bulină. Cu domnul Vigheciu, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Da, avem numai puțin. Vă întrerup pentru că sunt deja informații legate de faptul că domnul Burduja și cu doamna Firea au acceptat să fie șef de campanie pentru actualul candidat. Da. Acum vom vedea. Sunt curioasă, cum vă uitați, domnule profesor Păun, la toată povestea asta ca bucureștean? Complicat. Eu nu prea văd cu ochi buni această unire ideologică între stânga și dreapta, pentru că întotdeauna soluțiile sunt incompatibile, adică soluțiile pe care le propune stânga sunt incompatibile cu soluțiile pe care le propune dreapta, iar ideea asta de a face o coaliție în care luăm trei măsuri de stânga prin care anulăm trei măsuri de dreapta înseamnă, din punctul meu de vedere, un fel de pas bătut pe loc. E ca și cum ai împinge căruța și din față și din spate de trei puteri, așa, nu se comprimă căruța. Nici o direcție, nici țara, nici orașul. Până la urmă sunt momente din acestea în care ideologiile, ideile, soluțiile de dreapta, de stânga, ele se succed în timp. Adică după o perioadă în care am avut, să zicem, măsuri de stânga, vine o perioadă și o guvernare care opune măsuri de dreapta și așa mai departe. Ori perioadele astea în care aplicăm simultan și creștere de taxe, dar și scădere de taxe sau returnare de taxe prin tot felul de facilități, în final, de ce să pun banii ăia? Îi taxezi mai mult ca să îi dai înapoi? Care e efectul? Ești liberal când îi dai înapoi și ești socialist când îi iei prin taxare. E așa un haos mai degrabă această coaliție ideologică și nu cred că duce în niciun caz la ceva bun. E un stat din ăsta pe loc, bătut pasul pe loc, din care unii câștigă niște bani, fără să facă mare lucru, fără să împingă căruța aia. Am și o întrebare pentru domnul Vigheciu. Da. Prin ceilalți. Vă rog, domnul. Domnul Vigheciu, cine l-a identificat pe domnul Cârstoiu? PSD sau PNL? Da, ce mai insistați, serios? Pentru că știu, vreau să văd cine l-a propus. Da.
Păi ne-a zis omul că nu știe. Vă rog, domnul Vigheciu. Alianța PSD-PNL. Alianța, domnule, alianța. Ei, cineva trebuie, că nu s-au gândit simultan și PSD și PNL, ba da, simultan așa, același așa om. E coabitare, e telepatie mare. Exact. Da, e telepatia. Deci telepatia l-a recomandat. Domnul Vigheciu, ce faceți la sectorul 1? Cu cine mergeți? Cu PSD sau cu PNL? Tot că aseară am văzut că s-a decis ca la sectorul 1 candidatul să fie din partea PSD, iar la sectorul incredibil. 2... Păi acum citesc o informație fix pe dos. Coaliția de guvernare analizează varianta ca PNL să aibă candidatul la primăria sectorului 1, iar PSD candidații la sectoarele 2 și 5, potrivit unor surse politice, citate de știri pe surse, văd. Telepatia, doamnă. Da. Păi, v-am spus ce știam și eu aseară, nu sunt în ședință. Telepatia. Nu știu. Da. Mai mult decât telepatia din coabitare. Nu, în fine, nici nu știu dacă, v-am zis, floricele, dacă agreați floricele, dacă nu vă e teamă că vă îngrașă, sunt potrivite în aceste perioade. Mulțumesc mult, domnul Vigheciu, vă mulțumim, vă mai așteptăm și altă dată că lucrurile se schimbă, e clar. Să dea cu zarul... Doamne, că se schimbă de la o zi la alta, de la o oră la alta, bulversează electoratul. Domne, o să apară întrebarea asta în 2024, eu cu cine votez? L-au pus comunicator oficial în campanie pe Rareș Bogdan, care ieri după amiază spunea că nu-l cunoaște pe domnul candidat, să-i dea Dumnezeu sănătate, că nu știe dacă e doctor de dinți sau de genunchi. Și acum Rareș Bogdan a devenit comunicatorul oficial de campanie al domnului Cătălin Cârstoiu. Asta de câte ori s-a schimbat Rareș Bogdan în declarații, deci mă surmi, probabil nu mă surprinde că asta. Va trebui de aici înainte, domnule profesor Păun, ca Rareș Bogdan să se afunde în studiu, să aprofundeze, să înțeleagă cine e, să se uite, că a zis că n-are probleme cu genunchii și nu l-a cunoscut până acum pe domnul. Da. Rareș Bogdan și-a schimbat declarația ba cu PSD, ba împotriva PSD, cred că în ultimii 3 ani de zile ne-am săturat noi. Nu știm dacă mai e atât de trist. Dacă n-ar fi trist, ar fi distractiv, dar e atât de trist cu câtă, eu sunt un pic plastic acum, da, cu câtă poftă și înghit flegma. Politicieni, bravo, domn profesor. Sunt un pic plastic, repet. Da. Încât stai pe margine și te uiți și mulți dintre noi nu cred că am face așa ceva. Credeți-mă. Deci cred că ți-ar trebui camioane de lămâi. Cred că le era greu acum vreo 20 de ani, nu știu, liderilor politici care tot așa negociau, erau niște oameni specializați în arta negocierii pe la PSD, mai puțin pe la PNL, dar încercau să aibă, după cum spune și dumneavoastră, domnule Păun, încercau să aibă o linie roșie, un fir roșu al narațiunii. Acum ei încearcă să construiască o poveste, după cum spune și domnul Vigheciu puțin mai devreme, trebuie să pornim de la o poveste. Și-au amintit ei că la o inaugurare la Spitalul Municipal, la Spitalul Universitar, hai să creăm povești, da, a fost nemulțumit profesorul Cârstoiu pe Nicușor. Odată a fost și la pescuit, da. A prins un pește mare și îl recomandă pentru primăria capitală. Mai am o întrebare despre chestiunile economice legate de protestele care se anunță, pentru că guvernul nu va scăpa de proteste. Cât va mai merge dusul ăsta cu zăhărelul, domnule Păun, în viziunea dumneavoastră? Pentru că avem exemplu concret al sindicatelor din penitenciare care spun ni s-a promis, a trecut, trece luna martie, nu s-a întâmplat și mai sunt și alții care spun același lucru. Vedeți dumneavoastră, și mă bucur aici că l-am pe domnul Dorobanțu, pentru că marea problemă pe lângă partea de deficit a României este faptul că acest deficit este format din foarte mulți bani cheltuiți aiurea și nu cheltuiți pe direcțiile care țin de statul modern, adică educație, sănătate, siguranță. Da? Domnul Dorobanțu e aici și ne apără de cei care au făcut fapte rele, justiție, cei care i-au băgat în penitenciar și sunt păziți acum acolo de colegii domnului Dorobanțu și evident apărarea care vine de la armată. Da? Noi pe așa ceva ar trebui să ducem banii pe care îi avem, mai ales că avem puțini, mai ales că suntem foarte împrumutați și avem și deficitele acestea de care nu scăpăm. Pericolul cel mai mare al acestui an electoral, și cu asta închid intervenția, este însă spirala inflație salarii, mai ales că această salarizare unitară este complet
determinată și a lăsat deoparte pe cei mulți, profesorii, noi, de ce nu și pe cei din penitenciare. Suntem foarte mulți care am rămas deoparte din această salarizare unitară, care a început de pe vremea doamnei Vasilescu. Olguța Vasilescu a venit cu această idee și în momentul în care au început cu parlamentarii această lege a salarizării unitare, eu cred că am spus atunci public următorul lucru. Doi, când se va ajunge la profesori, care sunt mulți, se va împodmoli legea și vor veni cu o nouă lege a salarizării unitare. Și o vor ține așa langa și mereu când ajung la profesori sau la cei din Ministerul Sănătății, la medici, asistenți, acolo brusc se oprește legea că nu mai e cazul. De asta spun că trebuie în momentul de față cumva să concentrăm aceste resurse puține pe prioritățile de care vorbeam și să încercăm să obținem banii necesari pentru acele priorități, reducând risipa și reformând statul român. Nu mai e cazul să avem județe, să mai avem consilii județene, să avem tot felul de structuri din astea lipsite de substanță, doar pentru că nu putem să scăpăm de ele din punct de vedere electoral sau politic. Trebuie să ne aplecăm mai mult asupra reformelor, pentru că cu siguranță le mimăm. Asta este părerea mea. Multe se mimează să în aceste zile. Să vă spun cum ne simțim noi, da. Cum ne simțim noi sindicaliștii, cel puțin eu. Eu m-am simțit dus de nas de către domnul Marcel Ciolacu, ca și prim-ministru al României, că am mai făcut asta și în prima oră a emisiunii. Ne-a prostit, doamnă. Ne-a prostit ca pe niște fraieri, domnul Marcel. Da, ați avut încredere? Adică atunci când Am avut încredere. Vă dau cuvântul de onoare. Am avut încredere și eu și sindicaliștii din poliție. Am avut încredere în domnul Marcel Ciolacu, deci ne vorbea cu atâta patos încât l-am crezut, doamnă. Dar mai aveți răbdare, omul are multe de rezolvat, candidaturi, probleme, nu știu, nu iau apărarea, dar uman așa. Știu, e uman, dar și noi suntem umani. Vorba domnului profesor, taxele ne-au omorât, inflația ne-a omorât. Prețurile cresc în fiecare zi. Vrem și noi să respecte legea salarizării, nu cerem majorul de taxe. Vrem să respecte legea salarizării, că dacă nu mergem peste domnia sa la PSD și la PNL, vă promit iarăși aici că merg peste dumneavoastră, domnule Marcel Ciolacu, ca și prim-ministru al României. Că dacă nu erați ca și prim-ministru, nu veneam peste dumneavoastră, că nu domnul dădeam noi bani pe un om care nu este... Mișcarea sindicală din România nu e suficient de convingătoare. Nu este, nu nici măcar uniți. Îi nu determine pe oamenii ăștia să-și țină promisiune. Voi ce la noastră, vă invită la o cafea, da, rezolvăm, nu se rezolvă nimic, poate că nu așa ar trebui să operați. La sediu PNL, când am fost la sediu PNL săptămâna trecută, și măcar nu au avut curajul să iasă afară să vorbească cu mine. Da. M-au sunat pe telefon și vorbeam eu în fața clădirii de la PNL și ei înăuntru. Serios? N-au avut curajul să iasă să vorbească cu mine. La PSD măcar au trimis pe un băiețaș din ăsta care este în relația cu cetățeanul. Măcar PSD-ul a avut curajul să vorbească cu mine, iar astăzi dimineața am vorbit cu el și mă așteaptă zilele astea la sediu PSD. PNL-ul nici măcar, după aia a închis bariera, au închis ușile, doamnă. Asta vorbește PNL-ul cu cetățenii. Așa vorbește un partid politic finanțat din bani publici să închidă ușile la sindicaliști. Păi închid ușile în fața propriilor membri care nu știu nimic despre candidați, cine va fi, cum. A intrat domnul Vindeciu, zicea că aseară știa că va fi un candidat de la PNL la sector 1, acum înțelegem că va fi unul de la PS... Nu, invers, nu mai știu. Că ne închid ușile lor, doamnă, că sunt slugoi. Mult. Că sunt slugoi să le închidă ușile. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. La ora 13.30, teoretic, așteptăm o conferință de presă, o declarație de presă a ministrului Justiției, Alina Gorghiu, pentru că, ce să vezi, domnul Cătălin Cherecheș este în drum spre țară. Mașina medicului Cătălin Cârstoiu. Aceasta este cea din imagini, părăsește în acest moment curtea Palatului Victoria. Medicul Cârstoiu, sau mă rog, este șoferul acolo care îl așteaptă pe medicul Cârstoiu. Probabil că vom surprinde și noi în direct aceste imagini. De subliniat faptul că liderii PNL, domnul Bode și alții, au plecat mai devreme către sediul Partidului Național Liberal din Alea Modrogan. Aparent, lucrurile sunt clare. Însă, dacă îi luăm așa om cu om și întrebăm cine candidează unde, vom primi nenumărate versiuni și variante, pentru că membrii de partid, chiar și cei care lucrează, care sunt aleși la Primăria Generală a Capitalei, consilierii generali, n-au habar cine candidează la sectoare. Situația este una destul de rară, totuși, și de aceea insistăm asupra ei. Încercăm să înțelegem cine ia deciziile și cum sunt ele acceptate, până la urmă, de membrii acestor două mari partide. Scurtă pauză și revenim. Ministrul Justiției Alina Gorghiu despre venirea în țară astăzi a lui Cătălin Cherecheș.
Vreau să vă informez că va fi astăzi adus în România pe cale terestră, escortat de colegii de la Poliția din Germania. Desigur că la graniță îl vor prelua colegii din Poliția Română. Cu privire la traseu, vă precizez încă de acum că nu vă pot da informații, nu sunt publice așa cum e firesc, pentru că ne dorim să aducem în cât mai bune condiții fugarul. Acesta își va executa la momentul la care va ajunge în România pedeapsa într-un penitenciar cu regim închis. Pentru a pune în aplicare mandatul european de arestare și pentru a ajunge la acest moment în care fugarul Cătălin Cherecheș să fie predat autorităților române, Ministerul Justiției, prin Administrația Națională a Penitenciarelor, a oferit autorităților din Germania un set de garanții cu privire la condițiile din penitenciare. Acest demers la care noi ne-am angajat vă asigur că va fi executat cu bună credință. Aceste garanții cu privire la condițiile de detenție au fost apreciate pozitiv de instanțele din Germania, astfel încât, ați văzut deznodământul, s-a decis predarea lui Cătălin Cherecheș. Cu privire la încarcerarea sa, va fi încarcerat, conform angajamentului și conform procedurilor, la penitenciarul Rahova, pentru o perioadă de carantină și observare, așa cum bine ați menționat în presă, de 21 de zile. Secția în care va fi încarcerat pentru această perioadă este secția E2, este destinată persoanelor condamnate, majore, de sex masculin. Majoritatea persoanelor care sunt extradate în România, inclusiv cele din Germania, pentru care s-a acordat din partea statului român setul de garanții, au efectuat această perioadă de carantină și observare în penitenciarul de la Rahova, deci nu e niciun element de noutate în această privință. După perioada de carantină, persoana va fi transferată într-un alt penitenciar în care va executa pedeapsa. La acest moment, penitenciarul în care va executa pedeapsa nu este o informație publică, însă regula, vă pot comunica, este aceea că pedeapsa se execută într-un penitenciar care se află în proximitatea domiciliului persoanei condamnate. Detalii despre Rahova mi le-aș cerut fiecare dintre dumneavoastră, vreau să vi le ofer în mod public și transparent, pentru că la Rahova fugarul Cătălin Cherecheș, conform garanțiilor comunicate de către Administrația Națională a Penitenciarelor, va fi cazat cu maxim încă două persoane într-o cameră cu o suprafață de aproximativ 19 metri pătrați, suprafață care include și mobilierul aferent și patul, fără să cuprindă spațiul destinat grupului sanitar. Vorbim despre un penitenciar în care foarte recent au fost inaugurate încă 243 de locuri noi de cazare. Deci nu se va pune problema de condiții precare de detenție, cum de altfel încercăm pentru fiecare deținut din România. Camerele de detenție îi vor asigura condamnatului pat individual, așa cum se întâmplă pentru fiecare deținut. Sunt dotate aceste camere cu mobilier, instalații de încălzire, utilități igienico-sanitare, cu acces permanent la apă potabilă și apă caldă. Va beneficia de asemenea, ca orice alt deținut, de întreaga infrastructură penitenciară, pornind cu alimentație diversificată, acces la un punct comercial din incinta unității, acces la publicații, acces la asistență medicală. Îi vom asigura lui Cătălin Cherecheș, repet, ca oricărui alt deținut, toate drepturile care sunt recunoscute de lege, pentru că toți sunt egali în fața legii. Cu privire la cadrul legal care să îmbunătățească situația statului român raportat la fugari, vreau să vă spun că aștept soluția care sper să vină mâine de la Curtea Constituțională cu privire la legea prin care fugarii vor fi pedepsiți și pentru
evadare, adică acea prevedere propusă de Ministerul Justiției, votată de Parlamentul României, prin care la pedeapsa pe care o au se poate adăuga și pedeapsa pentru evadare, și anume între 6 luni și 3 ani. A fost o soluție, repet, propusă de Ministerul Justiției, care vizează să ducă la diminuarea procentului de fugari din România. În al doilea rând, ne dorim în continuare pârghii sănătoase care să ducă la combaterea fenomenului, motiv pentru care vă informez că astăzi, ca urmare a primirii avizului de la Ministerul de Interne, vom trimite către Secretariatul General al Guvernului pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Da, rămâne secretă închisoarea la care va fi transferat Cătălin Cherecheș după ce va sta o vreme la penitenciarul Rahova. Și foarte pe scurt, domnule Dorobanțu, de ce este secretă închisoarea care îl va găzui pe Cătălin Cherecheș? Pentru că... ca și ministrul al justiției, doamna Gorghiu nu are voie să spună unde va fi transferat acest deținut celebru fugar. Dar o desecretizez eu. Va fi transferat la penitenciarul Aiud. Ați văzut cât de secret a fost... Și nu riscați nimic? Eu sunt președinte de sindicat. Ce se poate să fac? E bine să stai de vorbă și cu sindicatele uneori. Vedeți? Cătălin Cherecheș se întoarce astăzi în țară sub escorta unei mașini de poliție românești. Conferința de presă susținută de ministrul Justiției Alina Gorghiu, ați auzit-o puțin mai devreme, despre toate condițiile care se îndeplinesc, pentru că domnul Cherecheș a dorit foarte tare ca în pușcărie din România să îi se respecte drepturile, sigur. Îi le respectăm cu cea mai mare plăcere. Da, îi se respectăm ora de stingere, ora de deșteptare, să-și facă patul ca orice deținut, dar nu va face acest lucru. Îi vom da televizor cu porția, adică la ora stingerii îi scoatem cablul din priză, că așa se face la domnului Cherecheș. Va mânca și el la ghium, ca toți ceilalți deținuți din penitenciarul Rahova. Adică este un ghium așa, din care se, niște marmite în care se transportă mâncarea gătită acolo în blocurile noastre alimentare. Dacă nu-i place mâncarea noastră, că nu are prea multă carne sau are vierminea, cum acuza ea, că condițiile foarte proaste penitenciare, ceea ce nu este adevărat, are dreptate doamna Gorghiu, poate să-și comande... La, unde? La orice restaurant. La magazin, dar nu știu dacă mai au magazin în incinta penitenciarului Rahova, dar poate să-și comande online, că acum este un program în care se pot face cumpărături online. Interesante toate aceste detalii, dar mai vine o informație interesantă. Înalta Curte de Casație și Justiție a validat alianța electorală Dreapta Unită USR-PMP Forța Dreptei, admițând contestația față de decizia inițială a Biroului Electoral Central. Avem o legătură telefonică directă cu purtătorul de cuvânt al USR, domnul Ionuț Moșteanu. Bună ziua, domnule Moșteanu. Mulțumesc pentru intervenție. Cum primiți decizia de astăzi? Primim ca o decizie normală într-o țară democratică, o decizie constituțională, firească o decizie similară cu cea din 2019, când Dragnea a încercat să scoată USR de pe buletinul de vot cu aceeași șmecherie și cu același vot politic în Biroul Electoral Central. Atunci curtea a spus foarte clar că n-a dat dreptate. Acum, într-o speță similară, curtea și-a respectat jurisprudența, deși Ciolacu și Ciucă au vrut să ne scoată de pe buletinele de vot, au dat acel vot nedemocratic și anticonstituțional în Biroul Electoral Central, sperând că reușesc să ne blocheze. Iată, curtea, în alta curte, a decis, cum spuneam, la fel ca acum 5 ani de zile, că putem candida în alianță. Argumentele și de atunci și de acum sunt foarte clare. Izvorul de drept al funcționării unui partid este Congresul. În cazul ăla era vorba de Congresul USR și deși registrul partidelor figura Nicușor Dan, pentru că fuseseră mulți intervenienți în procedura de transcriere în registrul partidelor în aprilie 2019, deși Nicușor nu era trecut Dan Barna, deși Nicușor era plecat de aproape 2 ani din partid. Acum, în același caz, în cazul Eugen Tomac și PMP, este blocat să facă această transcriere de 2 ani de zile, are decizie definitivă, partidul funcționează, este aberant să consider că un partid trebuie să se oprească din funcționare luni de zile sau ani de zile
până când se transcrie acest nou președinte în registrul partidelor. Domnul Moșteanu, care e explicația pentru decizia inițială a Biroului Electoral Central care a refuzat înscrierea? O decizie, o presiune politică de la greblă, PSD-istul pus de PSD și PNL în funcția autorității electorale permanente. Acolo i-a strâns pe judecători și cu reprezentanții PNL și PSD de Biroul Electoral Central. Au avut o ședință înainte, au venit cu tema făcută și cu multă presiune au forțat acea decizie, decizie care ei s-au opus reprezentantul în BEC, reprezentantul SR, reprezentantul AUR și reprezentantul Pro-România nu a votat și încă un judecător a luat act de argumentele noastre și decizia din 2019 într-o speță absolut similară trasă la Indigo. În rest a fost presiune politică, o decizie politică care iată este întoarsă de înalta curte. Și Alianța Dreapta Unită va fi pe buletinele de vot și va fi alternativa la acest partid comasat român, PSD și PNL. De asta le era frică, de asta nu o să scape, suntem mai determinați decât oricând să-i batem în alegeri și oamenii au văzut cât de mult rău au făcut acești oameni de la PSD și PNL României în ultimii 3 ani de zile de când guvernează. S-a pierdut timp cu acest refuz al înregistrării sau sunteți în calendar și n-aveți... Nu s-a pierdut niciun fel de timp, a fost doar, cum să spun, o hărțuire a acestor partide din Alianță, USR, Forța Dreptei și PMP, mai ales a celor de la PMP. Suntem de mulți ani în politică, avem colegi competenți și le mulțumesc și pe această cale colegilor juriști care s-au ocupat de toate actele depuse la înalta curte și au pledat la înalta curte în favoarea contestației noastre pe decizia Biroului Electoral Central. Niște oameni competenți, harnici, au muncit 2 zile, 3 zile de când e această decizie și iată avem decizia de când e decizia Biroului Electoral Central și iată decizia Biroului Electoral Central, cum titrați și dumneavoastră, a fost infirmată de înalta curte. Mergem înainte, vom fi pe buletinele de vot. Soluția democratică în momentul ăsta este Alianța Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei. Ionuț Moșteanu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Vă reamintesc medicul Cătălin Cristoiu, care a fost prezentat astăzi coaliției în postura sa de candidat comun susținut de PSD și PNL, a părăsit Palatul Victoria în urmă cu doar câteva minute. În momentul acesta, cei de la PNL s-au retras la sediul lor din Modrogan. Încă se negociază variante pentru primăriile de sector. Aici e haos total. Dacă întrebi un PSD-ist cine va candida, răspuns e că cineva de la PSD, dacă întreb un liberal, cineva de la PNL. Vorbesc despre primăria sectorului 1. Adică lucrurile nu sunt așezate, în continuare se negociază, discutăm despre toate. Comentariul Ioanei Enedogioiu de la Spot Media de la 14 fix. Vă aștept!